Ana Iorga și Filip Lucian Iorga au lansat la Brașov un volum cu un impact sentimental deosebit. Cartea Curajului și a Candorii este despre viață, cu îndrăznelile bunicului Radu, dar și cu însemnări din caietul secret al bunicii Ana. Timp de peste 10 ani au documentat povestea bunicilor Anei. Cartea conține peste 300 de fotografii inedite, date din documentele păstrate în familie, din corespondență, din interviuri cu rudele, dar și din presa interbelică, din lucrări publicate, jurnale de război, arhive publice și chiar din dosarele securității. Ana Iorga și Filip Lucian Iorga se întorc în timp pe linia genealogică a Anei pentru Cartea Curajului și a Candorii. Autorii documentează o adevărată istorie a familiei trecută prin două războaie mondiale. Personaje centrale sunt Raduce Mihail, cavaler al Ordinului Mihai Viteazul, viitor colonel, a cărui insolență i-a înfuriat teribil pe comuniști, dar și frumoasa Ana Vasilescu, educatoare în perioada interbelică și deținătoare a titlului de Miss Ciuc în 1930. Brașovul e foarte prezent în cartea noastră. Bunica a făcut școala la Brașov, o școală de fete, de conducătoare, de grădini se numea, o școală de viitoare educatoare. Și a făcut 2 ani de școală aici și trebuie să fi fost minunat, că erau anii 20, deci perioada interbelică. Cartea este o poveste despre dragoste și război, tihnă și răsturnări brutale, gingășie și bravură, strălucire și supraviețuire. Cele două personaje sunt urmărite din anii de școală, cu ritmul lor palpitant din perioada interbelică, până la zbuciumul din timpul celui de-al doilea război mondial și anii grei ai comunismului. Descoperi foarte multe pe parcurs, am pornit de la câteva documente păstrate în familie și de la o foarte consistentă arhivă foto. Mulți dintre cei prezenți la festivitatea lansării s-au regăsit în istoria bunicilor sau a străbunicilor. Tata fiind născut cam prin perioada în care povestește Filip și Ana în carte, mi-a adus aminte și uitasem absolut poveștile din casă. Că o respect ca familie. Îi urmăresc din Statele Unite Antena 3. Evenimentul a fost găzduit de librăria Ștefan Octavian Iosif din centrul Brașovului. Pentru noi este o mare bucurie să găzduim acest eveniment. Cartea Curajului și a Candorii este un volum care ne-a emoționat de la apariția lui. Cartea conține și un caiet inedit al bunicii Anei, care cuprinde rețete delicioase și sfaturi pentru întocmirea unei gospodării așezate.